asta face ca spiritualitatea sufită să continue să rămână foarte vie și foarte vibrantă. Pentru că este o continuă afirmare a realității divine. Fiecare ființă însă fiind percepută ca Dumnezeu. Așa încât încercați să faceți un exercițiu de imaginație. De imaginație, pentru că v-ar putea ajuta foarte mult. Gândiți-vă pur și simplu că sunteți în prezența lui Dumnezeu. Permanent. Gândiți-vă că mergeți în această lume și Dumnezeu se află permanent prezent. Gândiți-vă că tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți în această lume, este perceput, este văzut, este integrat, este tolerat cu Dumnezeu. Gândiți-vă că tot ceea ce faceți unuia, îl faceți cu Dumnezeu. Și continuând acest exercițiu, veți ajunge într-un punct al unei anumite transfigurări în care, înțelegând că totul este Dumnezeu, dumneavoastră și vă sunteți în această realitate divină. Și că la rândul voastră sunteți una cu Dumnezeu. Poate că nu ați trăit în felul acesta. Poate că nu ați prețuit lucrurile la, cum se spune, la justa lor valoare. Poate că ați intuit valoarea umană ca fiind sacră. Dacă nu, mergeți într-acolo. Mergeți spre a descoperi sacralitatea vieții în toate formele de exprimare. Și prețuiți viața ca și cum acolo este încarnarea divină. Mult, foarte mult se va schimba esența noastră ținând cont, acceptând această viziune. În esență așa stă lucrurile. Dacă veți avea și puterea să începem să cuplăm la această realitate cu din ce în ce mai multă convingere, veți începe să faceți lucrurile într-un anume fel, care să țină cont de ceea ce v-am spus. Trăim continuu într-un spațiu sacru. Trăim continuu într-un spațiu care este restructurat mereu dinamic de către Dumnezeu. Ne restructurăm la rândul nostru mereu și mereu datorită puterii divine care se află în noi. În această cauză, chiar și sufletele acelea aruncate în foc pot renaște ca pasărea Felix, pentru că au pe Dumnezeu.